Preamărând și binecuvântat să fie Domnul. Dragii mei, așa să vă aduc aminte încă de la începutul scurtului meu mesaj, că dacă în dimineața aceasta suntem în viață, suntem cu sănătate, în mădurarele noastre, dacă am putut să mai pășim încă o dată pragul casei lui Dumnezeu, poate acestea îi le datorăm lui Dumnezeu. Spun lucrul acesta pentru că am întâlnit un eveniment la care am participat vineri. Nu e un secret pentru nimeni că în timpul săptămânii mai lucrez din când în când la Cosmodon. Și vineri dimineața eram la serviciu, de fapt era chiar trecut de amiază, când am avut acolo un eveniment care m-a pus pe gânduri și care mi-a rămas încă în memorie. A venit cam pe la ora 1 fără un sfert un client și era însoțit omul acesta de soția lui și de o fetiță. Au venit la Cosmodom să viziteze și ei acolo și la un moment dat acestui bărbat i s-a făcut rău. A avut o criză de inimă și a fost dus de urgență la infirmerie. Văzând că problema este mai serioasă, a trebuit să apelăm ambulanța și până când a venit ambulanța, i-au fost puse omului acestuia câteva întrebări, informații generale și ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost când a fost întrebat ce vârstă avea. N-am să vă spun ce vârstă avea, mai întâi pentru că este neprofesional, să zic așa. Și în al doilea rând, n-am să vă spun ce vârstă avea, pentru că atunci când el și-a spus vârsta, mi-a dat seama care e exact vârsta mea. Și a zis că nu vă spun și dumneavoastră. Dar vreau să vă spun că atunci când am văzut pe omul acesta în starea respectivă și am înțeles că avem aceeași vârstă, în momentul acela Duhul Domnului m-a cercetat și m-a făcut să înțeleg că dacă stau în picioare, stau numai prin îndurarea Lui. În 20 de minute ambulanța a venit, l-au pus pe o targă după ce i-au făcut o investigație sumară, l-au conectat la niște aparate și cu targă l-au urcat în salvare și a plecat. Nu știu dacă astăzi mai este în viață sau dacă a plecat, dar știu că noi toți cei ce ne găsim în dimineața aceasta în casa Domnului suntem în viață, pentru că Domnul ne iubește și ne poartă de grijă. Amin. El este Cel ce veghează asupra noastră și aș vrea să nu uitați lucrul acesta niciodată. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Este o dimineață de har, o zi de sărbătoare, pentru că în mijlocul Bisericii Domnului de aici se serbează împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. O lucrare pe care Apostolul Pavel a numit-o praznic, adică sărbătoare. Cuvântul praznic parcă nu ne sună foarte familiar. Sărbătoare sună mai bine, parcă pentru noi. Este o sărbătoare pe care Domnul a rânduit-o pentru mine și pentru dumneata. Am ales să citesc în dimineața aceasta acest cuvânt al Domnului, deși vă mărturisesc că îmi este din ce în ce mai greu să mă decid asupra cuvântului pe care trebuie să-l citesc. Și de multe ori mă prinde sâmbătă noaptea, ora 1 chiar, după miezul nopții, cu Biblia în față și cu întrebări în inimă, întrebându-mă oare de ce cuvânt are nevoie poporului Dumnezeu, Biserica Domnului. Am venit la amvonul bisericii și încă aveam această întrebare în inimă și până la urmă am ales să citesc acest cuvânt, probabil cel mai cunoscut cuvânt care se citește la cina Domnului prin biserici. De-a lungul unui an, dacă s-o pătim, avem cam 12 sărbători de felul acesta și poate la jumătate din ele, sau mai bine de o treime, oricum, se citește acest pasaj din 1 Corinteni, din capitolul 11. Din cuvântul acesta am mai vorbit de multe ori și dacă în dimineața aceasta o să reiau unele idei din cele ce am mai spus până acum, dumneavoastră o să mă iertați, pentru că știți ca și mine că repetiția este mama învățăturii. Dacă pentru un examen te-ai pregătit citind doar o singură dată cursul, s-ar putea ca la examen să ai surprize mari, să nu-ți mai amintești nimic.
Dar dacă l-ai parcurs cursul acela predat de profesor de mai multe ori, în momentul examenului, cu siguranță îți aduce aminte multe lucruri și poți să capeți o notă de trecere. Mi-aduc aminte că v-am spus că în această întâi epistolă pe care Pavel a scris-o fraților din Corint, el are trei pasaje în care face referire la cina Domnului. Primul pasaj, fără îndoială, este cel din capitolul 5, care se concretizează în jurul unui sfat pe care Pavel îl dă fraților cu privire la împărtășire și le spune: fraților, măturați aluatul cel vechi. Prăznuiți praznicul acesta cu azimile curăției și ale adevărului. Și acolo Pavel, vă reamintesc, se referea la o situație pe care ei au îngăduit-o între ei. Și în loc să se întristeze că asemenea lucruri se petrec între ei și în loc să ia măsuri și atitudine clară împotriva acelor lucruri, oamenii aceștia din Corint și-au spus că ei sunt suficient de maturi spiritual ca să accepte astfel de lucruri și ei se pot închina chiar dacă printre ei se întâmplă astfel de lucruri. Și Pavel i-a spus: o, nu vă lăudați bine. Probabil că aceasta nu era nici de cum o dovadă a maturității. Și Pavel spune, față de lucru de felul acesta, voi va trebui să luați atitudine. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că acest sfat al Apostolului Pavel este valabil pentru biserică și în vremea aceasta. Deși societatea ne învață și parcă face presiune asupra noastră să fim îngăduitori cu tot felul de lucruri, să înghițim orice și să nu ne pese de ce se întâmplă cu cel de lângă noi și cu ce se întâmplă în biserică, aș vrea să vă spun, acest sfat al Apostolului Pavel stă încă în picioare. Și biserica, dacă vrea să rămână biserică, trebuie să țină cont de principiul acesta. Să îndepărtăm păcatul nu doar din viețile noastre, ci și din mijlocul nostru. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Amin. Adevărul este că pentru păstori este cel mai greu să facă lucrul acesta. Pentru că dacă îndrăznești cumva să te atingi de cineva, să-i spui, frate, nu e bine asta sau nu e bine cealaltă, vorba românului nu e un verset din Biblie, dar e o vorbă din popor. Ți-ai dat foc la valiză. Și mă tot duc și eu cu problema aceasta și am ajuns să mă întreb și să întreb pe Domnul: Doamne, oare despre ce ar trebui să vorbesc? În așa fel încât să nu ating pe nimeni, să nu supăr pe nimeni. Pentru că spunând anumitor lucruri pe nume, am reușit să-mi fac foarte mulți prieteni. Apostolul Pavel a spus limpede și clar: măturați aluatul cel vechi. Și dacă ar fi să intrăm în detalii, să știți că ar fi foarte multe lucruri pe care noi le tratăm cu îngăduință și care se califică în această categorie numită generic aluatul cel vechi. Unul dintre aceste lucruri, și lucrul acesta îl puteți remarca și dumneavoastră, este spiritul de nemulțumire. Dacă veți citi cu luare aminte despre călătoria poporului evreu după ce a ieșit din Egipt, după ce a trecut de Marea Roșie și înainte de a intra în țara pe care le-a făgăduit-o Dumnezeu, veți vedea că cel mai mare dușman al lor nu au fost nici Amalec, nu au fost nici egiptenii pe care i-au lăsat în urmă pe malul Mării Roșii. Cel mai mare dușman al evreilor în timpul călătoriei de 40 de ani prin pustie a fost spiritul de nemulțumire, pentru că ăsta a făcut cele mai mari ravagi între ei. Și, dragii mei, dacă suntem sinceri cu noi înșine, va trebui să recunoaștem că în biserica începutului de mileniu 3, spiritul de nemulțumire își face tot mai simțită prezența și lucrarea. Domnul să ne ajute să îndepărtăm acest aluat vechi și rău din mijlocul nostru. Amin. Apoi, un al doilea pasaj pe care Pavel îl alocă împărtășirii cu trupul și sângele Domnului sau participării la cină, îl vom găsi în capitolul 10 din aceeași epistolă, în care Pavel le amintește fraților din Corint un lucru pe care și noi trebuie să-l ținem bine minte. Dacă ei intră în părtășie la cină cu Domnul și împărtășirea cu azima care se frânge și cu paharul peste care se cere binecuvântare înseamnă împărtășire cu Domnul sau părtășie cu Domnul, atunci părtășia aceasta este o părtășie exclusivistă. Omul care intră în părtășie cu Domnul trebuie să se ferească de părtășiile nepotrivite. Și nu o să intru în detalii.
Dar am să spun totuși următorul lucru. Colegii de serviciu nu ți-i alegi. Colegii de școală nu ți-i alegi. Dar prietenii cu care îți place să petrești timp liber, puținul cât ți-a mai rămas, colegii aceia, prietenii aceia, pe aceia poți să ți-i alegi. Și bine ar fi să avem suficientă înțelepciune să ne asociem în astfel de împrejurări cu oameni care iubesc pe Dumnezeu, cu oameni care împărtășesc valori spirituale, cu oameni care ei înșiși sunt în părtășie cu Domnul, pentru că asemenea părtășii sunt binecuvântări pentru noi. Dar dacă eu, ca și copil al lui Dumnezeu, îmi permit de-a lungul săptămânii, în bruma de timp liber pe care îl mai am, să-mi petrec timpul acela cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cu oameni care calcă vădit în picioare poruncile și rânduielile și sfaturile lui Dumnezeu, părtășirile acelea, să știți că sunt foarte periculoase, sunt foarte dăunătoare. Mai devreme sau mai târziu, dar întotdeauna părtășirile acelea ne vor trage și pe noi în jos. Am să folosesc un exemplu cu riscul de a fi acuzat de cineva dintre dumneavoastră. Când am organizat taberele de tineret, s-a pus problema dacă să admitem printre tinerii noștri și tineri din afara bisericii și am stat puțin pe gânduri. Au fost câțiva ani în care am acceptat principiul acesta, să-i acceptăm printre noi că poate că se vor pocăi, poate vor primi Evanghelia. Ca unul care am participat la o bună parte din taberele acestea de vară cu tinerii la corturi, știți, 3, 4, 5 zile câte au fost în mijlocul naturii, aș vrea să vă spun că minunea aceea pe care ați invocat-o ca scuză nu s-a întâmplat niciodată. Dar, în schimb, s-a întâmplat altceva, diametral opus. Și s-a întâmplat ca cei tineri șmecheri care au venit cu tinerii noștri să-i compromită pe ei noștri, să-i atragă în discuții nepotrivite și în situații pe care nu vi le-ați dorit. De aceea, dragii mei, să știți că sfatul Apostolului Pavel rămâne în picioare. Este sfat inspirat prin Duhul lui Dumnezeu. Și încă o dată vin și spun, dacă nu-ți poți alege colegii de serviciu, pentru că nu depinde de tine lucrul acesta decât într-o anumită măsură, dacă nu-ți poți alege colegii de școală, printre care petreci o bună parte din timpul zilei, dă-mi voie să revin și să spun, îți poți alege prietenii și tovarășii cu care ai părtășie în timpul liber. Și măcar acolo ar trebui să facem foarte mare atenție. Apostolul Pavel ne-a spus, dacă vreți să fiți în părtășie cu Domnul, nu puteți să fiți în părtășie și cu cei care întind mâna la paharul dracilor. În pasajul pe care noi l-am citit în dimineața aceasta, sunt foarte multe învățături cu privire la cină. Am să le amintesc așa, fugitiv, cu gândul că despre unele dintre ele am mai vorbit. Primul lucru pe care Pavel îl afirmă în pasajul pe care noi l-am citit este o precizare foarte importantă. El mărturisește că a primit de la Domnul ceea ce i-a învățat. Noi ne aducem aminte că în biserica din Corint, Apostolul Pavel a zăbovit multă vreme. Cuvântul zăbovit poate că nu sună foarte bine. A stat multă vreme. Acolo Apostolul Pavel a slujit și pentru că Dumnezeu a binecuvântat slujirea lui, a luat ființă o biserică. Atunci când el a ajuns pentru întâia oară în Corint, acolo nu exista așa ceva. Dar în timpul șederii lui acolo, el le-a spus fraților cam toate lucrurile pe care ei trebuiau să le știe. A așezat o temelie sănătoasă, o învățătură sistematică și printre învățăturile date de el atunci a fost și cea cu privire la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Dar după plecarea Apostolului Pavel dintre frații din Corint, la câteva vreme, probabil 5 sau 6 ani, Apostolul Pavel a primit o scrisoare în care îi se aduceau la cunoștință stări de lucruri cu care se confrunta biserica. Și scrisoarea aceasta, am spus-o în repetate rânduri, această întâie epistola lui Pavel către Corinteni este o scrisoare de răspuns. Tratează problemele despre care Pavel a auzit. Și unele din probleme priveau chiar împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, și anume pregătirea lor spirituală. Și Pavel le spune, fraților, ceea ce eu v-am învățat cu privire la cina Domnului este ceea ce eu însumi am primit. Ceea ce v-am învățat, aceea vă și spun mai departe, aceea reiau din nou și vă scriu. Lasă Pavel de înțeles. Au trecut câțiva ani de când a așezat învățătura,
Și acum Pavel vine și le dă aceeași învățătură. Cu alte cuvinte, învățătura pe care a dat-o Pavel întâi a trecut cu bine proba timpului. Și de ce? Tocmai pentru că a primit de la Domnul. Aș vrea să vă spun că Domnul nu se schimbă. Domnul nu are o învățătură pentru generația părinților noștri, o altă învățătură pentru generația noastră și o altă învățătură pentru generația copiilor noștri. Câtă vreme ține Dumnezeu pământul acesta, câtă vreme Biserica Domnului este pe pământ, învățătura Domnului rămâne aceeași. Dacă se simte nevoia de schimbare, știți ce se schimbă? Învățăturile care izvorăsc din mintea și din gândirea omului, acelea se schimbă, pentru că mintea și gândirea omului are nevoie tot timpul, au nevoie tot timpul de o aducere la zi, o updatare, dacă vreți. Dar Dumnezeu este același. El, azi și în veci slăvit să fie numele Lui. Principiile Lui, cerințele Lui sunt aceleași. Și ce bine ar fi dacă toți predicatorii din biserica aceasta și din toate celelalte biserici locale ar putea să spună ceea ce spune Apostolul Pavel: am primit de la Domnul ce v-am învățat. Adică el nu s-a apucat să impună fraților păreri personale, opinii personale. A fost ceva primit de la Domnul. Și atunci când lucrăm în felul acesta, să știți că n-avem aneteme de nimic, cuvântul nostru nu cade, dacă e primit de la Domnul ceea ce transmite mai departe fraților. Apostolul Pavel le spune fraților că în seara în care Domnul Iisus a fost vândut, înainte de a fi prins și arestat, s-a întâmplat ceva. Domnul a mulțumit lui Dumnezeu, fiind în odaia de sus cu ucenicii săi, a luat o azimă de pe masă, a frânt-o și a zis: luați și mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Și adăugat, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, adică în amintirea mea. Într-un anume fel, dați-mi voie să vă spun că împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, lucrarea aceasta este o lucrare care proclamă moartea Domnului Iisus. Păstrează vie în memoria Bisericii amintirea jertfei Domnului Iisus. Există aici două cuvinte asupra cărora vreau să revin. Pavel zice, sau Domnul zice, pentru voi. Am citit cândva, și lucrul acesta nu l-am mai uitat, despre un tânăr care avea să fie cunoscut ca și Contele Zinzendorf. Cred că despre el am mai amintit cândva. În tinerețea lui, omul acesta a intrat într-o zi într-un muzeu din Düsseldorf și printre alte picturi pe care el le-a văzut acolo, a văzut și o pictură în care erau zugrăvite suferințele Domnului Iisus. Pictura aceea se numea Ecce Homo, adică iată omul. Mulți vin și spun că pictura aceasta a fost realizată de un pictor german cu numele Stenburg. În realitate ea a fost semnată de un pictor italian, Domenico Feli. Omul acesta a făcut pictura aceasta. Pictura a ajuns să fie expusă în muzeul din Dresda, din Düsseldorf, iertați-mă. Și cineva sub tabloul acesta a adăugat două stihuri în limba latină. Două versuri, dacă vreți, în limba latină. Și în traducere se spunea așa: iată ce am făcut eu pentru tine, dar tu ce faci pentru mine? Tânărul conte Zinzendorf a citit cuvintele acestea, a privit pictura și a rămas adânc impresionat. Gândindu-se la ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu pentru el, a luat personal cuvintele acelea scrise în limba latină. Și până la ora închiderii muzeului, el a rămas copleșit în fața acelui tablou. La ora închiderii, îngrijitorul muzeului a venit pe acolo, a dat cu mătura, l-a văzut în fața tabloului, i-a spus: domnule, a sosit ora închiderii, va trebui să ieșiți, să pot să închid. Dar omul acela a plecat de acolo schimbat. Din momentul acela, viața lui s-a schimbat și a devenit creștinul pe care noi îl cunoaștem astăzi, în istoria creștinismului, cu numele Contele Zinzendorf. Un om de o dăruire deosebită, o viață schimbată.
Pentru că a fost atins de cuvintele, iată ce am făcut eu pentru tine. Tu ce faci pentru mine? Aș vrea să vă spun, dragii mei, că împărtășirea la trupul și sângele, cu trupul și sângele Domnului ar trebui să producă schimbare în noi. Ar trebui să ne facă să cugetăm mai mult la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Căci dacă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat la Golgota, dacă Fiul lui Dumnezeu a fost pus pe cruce, dacă i-au fost răpunse mâinile și picioare, dacă pe trupul lui a șiruit sânge sfânt, dacă cerul întreg a fost cutremurat la scena aceea, toate acestea s-au petrecut pentru mine și pentru tine. Te gândești la lucrul acesta? Te lasă nepăsător lucrul acesta? Poți pleca după o sărbătoare de felul acesta acasă, tot așa cum ai venit? Tot ce a suferit, a suferit pentru noi. Și aceasta este cea mai mare dovadă a dragostei pe care Dumnezeu ne-o poartă. Când v-am vorbit despre 7 mesaje pe care le-am înțeles, pe care le-am descifrat în cina Domnului, și primul mesaj am spus că este mesajul dragostei lui Dumnezeu. Mă uit la zima care se frânge în mijlocul nostru, printre noi. Mă uit la rodul viței care se împarte după ce peste paharul acesta se cere binecuvântare. Și mă duc cu gândul la dragostea lui Dumnezeu. Atât de mult a fost în stare Dumnezeu să ne iubească. Versetul de aur al Scripturii spun mulți că este Ioan 3:16, care vorbește despre dragostea lui Dumnezeu care a fost atât de mare că l-a dat pe Iisus să moară pentru noi. Ca noi, crezând în El, să avem viață. Și Apostolul Ioan, la vreo 60 de ani după ce s-au petrecut aceste lucruri pe care el le-a văzut în direct, când scrie epistolele, printre alte lucruri pe care le scrie, el spune copilașilor, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Aș vrea să vă spun, dragii mei, cel mai sănătos, cel mai frumos, cel mai potrivit răspuns la o asemenea dragoste este dragostea noastră și ascultarea noastră. Aș vrea dimineața aceasta să cugetați la acest lucru și mă voi opri pentru că timpul își face cursul. Gândiți-vă încă o dată la cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Am sărbătorit nu de mult nașterea Domnului Iisus în lumea noastră. Eu știu că pe unii sărbătoarea aceasta îi deranjează și ei se numesc creștini. Nașterea sau întruparea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră este un prilej de bucurie. Îngerii s-au bucurat și au spus că pentru popor va fi o mare bucurie și pentru noi este mare bucurie și o să vin pe Domnul pentru evenimentul acesta. Și dacă se pune întrebarea de ce a trebuit să se întrupeze sau de ce s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, am un răspuns scurt. Din dragoste pentru noi. Dacă s-ar pune întrebarea de ce a trebuit să pătimească El, de ce a trebuit să bea paharul pentru care s-a rugat în Ghețiman și a stat de vorbă cu Tatăl, aș avea același răspuns. Din dragoste pentru noi. Dacă s-ar pune întrebarea de ce acela care n-a făcut rău la nimeni, ci numai bine, a trebuit să fie pus pe cruce țintuit între cer și pământ, am același răspuns. Din dragoste pentru noi. Și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Aș vrea să vă îndemn de-a lungul anului acestea, frații mei, surorile mele, să vă gândiți la dragostea lui Dumnezeu. Când citiți ziarele, când ascultați buletinele de știri, nu simțiți că vă fură pacea din inimă? Că sunteți cuprinși de îngrijorare? Când auziți ce se întâmplă în depărtări sau printre noi, parcă ne cuprinde teama și sunt mulți creștini care se îngrijorează și poate nici nu vor să spună celui de lângă ei. Dar foarte mulți creștini se îngrijorează. Eu știu un lucru. Acela care ne-a iubit atât de mult, încât și-a dat Fiul să moară pentru noi, să știți că încă ne mai iubește. Și pentru că încă ne mai iubește, să știți că ne va purta de grijă. Indiferent cum vor fi vremurile care stau în fața noastră, din punct de vedere social, economic, indiferent ce va fi, eu știu un lucru. Dragostea Lui nu se va muta de la noi. Dar mai știu un lucru. Trebuie să prețuim dragostea aceasta. Doamne, ajută-ne! Amin! Amin.
Pentru că timpul își face cursul, ne vom apropia de actul propriu-zis al împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Obișnuim și reamintesc lucrul acesta, obișnuim să ne plecăm pe genunchi într-o rugăciune de cercetare și o rugăciune de mulțumire. Obișnuim să ne pregătim în perioada dinaintea împărtășirii și cred că dumneavoastră ați tratat cu seriozitate problema pregătirii, deși sunt printre noi unii care cred că pregătirea, domnule, nu e necesară, lasă. Eu cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră tratați cu seriozitate problema pregătirii. Eu cred că ați fost atenți în săptămâna care s-a încheiat, la umblările dumneavoastră, la gândurile dumneavoastră, la cuvintele dumneavoastră. Cred că ați fost atenți la toate lucrurile acestea și v-ați ferit de acelea pe care le-ați socotit nepotrivite. Dar vin ce spun, dacă mai lipsește ceva pregătirii noastre, să rugăm în dimineața aceasta pe Cel ce ne poate curăți cu desăvârșire să o facă. Să îndepărteze din viața noastră orice urmă a vreunui lucru care izvorăște din fire. Și apoi, după ce vom face această rugăciune, care va fi o rugăciune comună pe genunchi, împreună cu fratele Mircea ne vom ruga ca Domnul să binecuvânteze azima care se va frânge printre noi. Să ne aducem aminte că ea reprezintă trupul Domnului Iisus. Ne vom ruga pentru rodul viței care va fi împărțit printre noi, aducându-ne aminte că reprezintă sângele legământului celui nou. Sângele care s-a vărsat pentru iertarea păcatelor noastre. Și după rugăciunea de binecuvântare, cei ce nu se împărtășesc, se ridică și reocupă locul pe scaune. Cei ce se împărtășesc, rămân plecați pe genunchi și se roagă Domnului. Dacă printre cei ce se împărtășesc este cineva bolnav, care nu poate să stea pe genunchi, poate să stea ridicat în picioare și cred că e în regulă și în felul acesta. Să ne plecăm pe genunchi la rugăciunea.